Dima a transmis astăzi un mesaj pe antena Play. Mai întâi de toate a mulțumit pentru susținerea necondiționată și după a spus că e dor de foarte multă lume. A avut o, ca o listă, așa, familie, prieteni, cei de la salon, etc. Erau foarte mulți. După a vorbit și despre Faza cu șerpii a spus că a fost filmat și s-a dat pe antena play, toată discuția de la cap la coadă, și s-a văzut că nu era vorba de, despre nimeni din casă, ci vorbeau el și cu Dani despre fobia de șerpi. Mai spunea că de aceea nu a stat să dea foarte multe explicații, pentru că oamenii care au văzut toată conversația și-au dat seama că nu era nimic rău intenționat l-a deranjat faptul că i s-a spus că a bârfit când nu era cazul și de aceea a luat atitudine în emisiune și aici se referă la faza cura Luca când a sărit să-i reproșeze acest lucru. Acum, dacă ar fi să fim corecți, și Raluca, atâta timp cât a fost concurentă, cel puțin în primele două luni, a bărfit, ca să spunem așa, el spunea că își dă cu părerea, nu e bârfă, dar făcea cam același lucru.